Mănăstirea bucureșteană Radu Vodă, cunoscută în ultimii ani în special datorită ocrotirii Sfântului Ierarh Nectarie, și-a sărbătorit astăzi hramul istoric. Sfânta Treime ocrotește așezământul monahal încă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când a fost înființat. În zi de praznic, Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul de vară de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în prezența obștii monahale și a numeroși credincioși. Ne asemănăm și noi celor care, plini de sine, de multe ori, fără să aibă o motivație, doresc să ajungă în vârful unui munte doar pentru a se considera performeri și pentru a atinge aprecierile celor din jurul lor. Cei care îndrăznesc să vorbească despre Preasfânta Treime trebuie să înțeleagă de la început că nu vor reuși niciodată să vorbească îndeajuns despre taina Treimii. Trebuie să recunoască că doar frânturi din acest mister, din această taină, vor reuși să pună înaintea inimilor și gândirii altora, și aceste frânturi nu se datorează lor, ci cuvintelor Scripturii și zicerilor marilor părinți ai Bisericii. De aceea, acatistul Preasfintei Treimi ne arată calea cea mai bună, și anume noi cei de țărână, ne spune autorul acatistului, mai lesne a iubi tăcerea înaintea Preasfintei Treimi. Iar un alt imnograf al Bisericii ne spune într-una din cântările închinate Maicii Domnului, mai lesne este a iubi noi tăcerea ca una ce este fără de primejdie. Așadar, fără a avea dorința de a escalada munții cei foarte înalți, va trebui să privim cu smerenie și credință spre acest mare adevăr al bisericii noastre. Mănăstirea Radu Vodă poartă numele ctitorului ei, voievodul Radu Mihnea, care a reconstruit așezământul monahal la începutul secolului al XVII-lea.